Nada. Nimic. Nișto. Niente. Zero. Ne-am adunat astăzi aici să vedem cum strămoșii noștri au reușit să înțeleagă una dintre cele mai abstracte noțiuni. Nimicul, ilustrat prin actuala cifră zero. Milioane de ani, oamenii nu au fost interesați să portretizeze, să ilustreze, să definească nimicul dintr-un motiv foarte simplu. Nu îl puteau observa. Nu exista preocupare intelectuală pentru a lucra cu ceva ce nu există. Tocmai de aceea, oamenii numărau de la 1 în sus. Numărau zilele, vacile din curte, oștenii din armată, tot universul era reprezentat de numere naturale. Și drept să spunem, lucrurile au mers destul de bine și așa. S-au descurcat comercial, ba, s-au și războit cu succes, s-au populat pământul, așa, fără cifra zero. Însă, la un moment dat, pe măsură ce societatea umană a evoluat și a devenit mai complexă, a apărut o altă nevoie mult mai concretă. Aceea de a ilustra absența a ceva ce există. Iată mica scânteie. Când o boală sau un animal prădător ucidea toate găinile din ogradă, câte mai rămâneau? Niciuna. Inspectorul fiscal trăgea o linie pe tablița de lut. Dar asta nu era chiar suficient. Așa că babilonienii, acum vreo 4000 de ani, au inventat un foarte sofisticat sistem numeral în baza numărului 60. Au învârtit numărul ăsta suficient de mult încât să înțeleagă și să pună bazele aritmeticii și algebrei și să intuiască cifra 0, însă nu au folosit-o ca atare. De la babilonieni noi am păstrat astăzi sistemul sexagesimal, în două elemente cotidiene utilizate foarte intens. Gradația ceasului, o oră are 60 de minute, și a cercului, avem 360 de grade. Prima încercare documentată a fost făcută în India. A fost făcută când numerele naturale au început să-și arate limitele. Învățații indieni au început să dividă numerele în baza numărului 10. Adică au început să împartă lungimi și greutăți la 10. Folosirea sistemului decimal a permis să găsească, să dibuiască mai repede cifra 0. Adică au divizat până când au rămas cu ceva foarte mic. Au ajuns la un număr foarte mic. Mic și dubios. 1,704 mm. Pe care l-au botezat Sunia, adică gol. Asta se întâmpla acum vreo 4500 de ani. Indienii au continuat să lucreze și să rafineze acest concept și puternic influențați de curentul jainist, una dintre cele mai vechi religii și filozofii din lume, au făcut o mulțime de descoperiri în ale matematicii. De exemplu, prin anul 400 înaintea erei noastre, au împărțit numerele în trei categorii, numărabile, nenumărabile și infinite. Peste 100 de ani apare prima utilizare concretă a cifrei 0. Tot atunci apare și prima descriere completă a sistemului decimal și două elemente esențiale în matematică, ceea ce noi astăzi numim numerele lui Fibonacci și triunghiul lui Pascal. Toată gândirea matematică indiană a fost răspândită și preluată de alte civilizații. Ea a stat la baza matematicii contemporane. Acum, să știți că nici celelalte civilizații nu au stat pe loc în ceea ce privește găsirea și utilizarea cifrei 0. De pildă, olmecii din America Centrală foloseau cifra 0 și evident îi înțelegeau sensul. Conceptul a fost preluat de maiași și foarte posibil și de incași. După cum știm, incașii nu aveau un sistem de scriere, ci un sistem de noduri ce înlocuia scrisul, iar cifra 0 era ilustrată prin absența unui nod. Pe bătrânul continent Europa, nu ar fi greu să ghicim că grecii au fost cei care au început să se învârtă cu succes în jurul nimicului. Dar grecii se pare că nu l-au descoperit ei ca atare, ci ar trebui să-i mulțumească domnului Alexandru Macedon, care a cucerit Babilonul. Iar de aici grecii au aflat de acest concept. Zero. Grecii l-au ilustrat cu cifra omicron. Un O, un cerculeț. Cerculeț care astăzi a rămas împământenit în matematică ca ilustrând cifra 0. În antichitatea europeană, cel care a împământenit conceptul de 0 a fost Claudiu Ptolemeu, genialul savant ce a trăit în Alexandria din Egipt între anul 100 și 168. În diversele sale măsurători astronomice a folosit sistemul sexagesimal al babilonienilor. Apariția și înțelegerea cifrei 0 a fost unul dintre cele mai mici lucruri mari pe care le-a descoperit umanitatea. Datorită înțelegerii conceptului, jainiștii deveniseră așa de avansați în ale matematicii, încât astronomul Brahmaguptra a adunat o mulțime de teorii și elemente matematice extraordinar de avansate. Operații aritmetice complexe, permutări, fracții, ecuații sau ecuații cubice.
a fost primul care a utilizat cifra 0 în scopuri pur matematice. El a definit pentru prima dată cifra 0 și a definitivat sistemul decimal pozițional de scriere al numerelor. Se întâmpla în anul 628. Practic, matematica noastră vine de la marele astronom și matematician indian Brahmagupta. Foarte repede, califatele arabe, aflate în plină expansiune culturală și științifică, au aflat și preluat învățămintele indianului. La numai 40 de ani distanță, sistemul decimal era folosit la Damasc, însă matematicienii arabi au lucrat vreme îndelungate cu sistemul decimal indian și l-au apreciat la adevărata lui valoare. Pe la anul 1000, europenii erau în beznă la propriu. Științele erau mult în urma celor din Imperiul Roman, de exemplu, dar europenii au avut noroc cu vecinii lor mai destupați la minte, cu arabii. Mă rog, știți vorba aia, norocul și-l face omul cu mâna lui. Deși arabii foloseau sistemul decimal de sute de ani, abia în 1202, domnul Leonardo Fibonacci, considerat cel mai talentat matematician al perioadei medievale, a preluat sistemul decimal de la arabi așa cum se cuvine, cu întreaga lui evoluție și întreaga gândire arabă. Am pomenit anul 1202 pentru că atunci a scris lucrarea Libera Baci, în care face referire precisă la modus indorum, metoda indienilor. Cifrele arabe și implicit magica cifră 0 au devenit populare în Europa după anul 1500. Până atunci, înaintașii noștri tot cu cifre romane socoteau. Trecerea de la greoiul sistem roman la suplul și dinamicul sistem decimal indian, acum devenit arab, a însemnat cel mai mare imbold dat științelor exacte din istoria umanității. De aici încolo, universul s-a deschis la propriu. Oamenii au început să calculeze cu adevărat. De-a lungul ultimilor 300 de ani, o mulțime de matematicieni, astronomi, apoi fizicieni și chimiști au făcut descoperiri fabuloase grație acestui mic detaliu incredibil de mare din viața noastră. Cifra 0. Telefonul sau ecranul pe care mă priviți în acest moment există datorită lui Brahmagupta, lui Fibonacci, lui Pascal sau lui Laplace. Ca să înțelegeți cât de importantă este această descoperire pentru specia umană, Elizabeth Brannon, profesor de neurologie la Universitatea Duke, spunea că este extraordinar de greu să înveți că 0 este mai mic decât 1. Dacă sunteți pasionați de matematică și de istoria matematicii și dacă vreți să deveniți matematicieni, nu numerologi, vă recomand această carte. Nimicul care există. O istorie naturală a cifrei 0. Scris acum vreo 20 de ani de către profesorul Robert Kaplan de la Universitatea Harvard. Despre cifra 0, Robert Kaplan spune că toate procesele infinite din matematică pivotează, dansează în jurul noțiunii 0. Sper că v-a plăcut și intrigat episodul de astăzi și vă aștept și duminica viitoare, tot pe acest canal de YouTube, cu o nouă poveste. Sticla!